Un călduros bun venit la Întreabă Cuvântul. Suntem din nou împreună cu pastorul Valentin Dăneață și cu Laurențiu Duică. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și dorim să studiem împreună despre împărăția care nu se poate clătina. Înainte de studiu însă, vă invităm să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, trăim într-o lume a clătinărilor. Biserica însăși este cerută să fie cernută de către cel rău. În această perspectivă, numele Domnului Iisus, leagă-ne de lucrurile care nu se pot clătina și ajută-ne, Părinte, ca noi înșine să rămânem neclătinați sau neclintiți alături de Tine și de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Aș vrea să vă întreb și întrebarea nu este neapărat direcționată spre pastorul Dăneață. Ce înseamnă să trăim într-o lume a clătinărilor? Am trăit vreodată în vreo altfel de lume? Mai ales aici în California. Și la propriu și la figurat. Mulțumesc! Elaborează pe tema aceasta, te rog. Încerc uneori să-mi aduc aminte cum a fost în 77 și aia a fost o pregustare. Să zic așa, o experiență foarte marcantă pentru mine. Ok. Și am zis că aici, adică aia va fi cea mai rea și nu va fi nimic mai mult. Am venit aici în America și vedem lucrul ăsta din punct de vedere fizic din ce în ce mai mult. Însă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu viață și înțelepciune și vedem și clătinările la care suntem supuși ca oameni și ca societate și ca lume, din punct de vedere economic, moral, religios, din orice punct de vedere. Deci, clătinarea este, de fapt, elementul constant. Constant. Nu stabilitatea. Nu. Stabilitatea este o aberație. Sau o excepție, uneori, produsă sau adusă de Dumnezeu ca să ne pregătim pentru următoarea clătinare care va veni. Mulțumesc. Se pare, din perspectiva lui Pavel, se pare că elementul care a rămas în memoria poporului ca fiind cel care i-a înspăimântat cel mai mult a fost cutremurul de pământ. În Exodul capitolul 20 se spune: poporul auzea tunetele, sunetul trâmbiței, vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. Evident, poporul tremura, dar era și cutremur acolo, în sensul că, nu doar că poporul tremura, dar el era cutremurat de cutremur. Nu știu în ce măsură acolo este o zonă seismică, dar se pare că poporul nu mai asistase la așa ceva până atunci. Față în față cu tremurul de pământ, mai avem ceva de genul acesta la Core Datam și Abiram, când s-a deschis pământul și a înghițit de vii pe aceștia. Sunt elemente de traumă teribilă, astfel încât în studiul de astăzi, clătinarea sau cutremurul face parte din tema centrală a studiului. Mulțumesc. Așteptarea omului în general este să fii pe pământ stabil, să nu ți se miște pământul sub picioare, pe mare te leagănă valurile, în aer aerul nu este mediul preferat al omului, deci pe pământ te aștept să fie oarecare stabilitate. Când se clatină pământul, îți pierzi și această ultimă iluzie. Mă gândeam că acum câțiva ani, mi se pare într-o vineri seara, am avut parte de un cutremur în timp ce eram la serviciu divin. Foarte interesant cutremurul acela, dacă mi-aduc bine aminte, a fost de 7 grade pe scara Richter. 4 iulie anul trecut. Numai că noi în Loma Linda nu l-am simțit neapărat. M-aș fi așteptat să fie mult mai consecințe mult mai grave, dar epicentrul a fost undeva la vreo
nu știu, 200 de mile de aici, Ridgecrest, spre munții Sierra. Și n-am simțit, dar efectul când ești aproape e într-adevăr înfricoșător. Versetul 21 spune că și Moise a fost spăimântat. Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Surprinzător este faptul că Moise, în această stare, a fost invitat pe munte. Îngrozit și tremur. Apoi Dumnezeu l-a chemat pe Moise și Moise a urcat pe munte. Poporul a fugit, în schimb. Diferențe foarte mari de atitudine. Reflexul psihologic care îl întâlnim în momentul acela îi desparte în două. Unul reușește să se apropie de Dumnezeu, celălalt fug de Dumnezeu. Unul vrea să vorbească cu Dumnezeu mai mult, celălalt spune să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că vom muri. Aceste două atitudini sunt exploatate de Apostolul Pavel acum, în condițiile în care Dumnezeu vrea să ne vorbească, iar noi nu suntem în stare să-L ascultăm. Mulțumesc de observat aici că și Moise le reproșează ceva mai târziu izraeliților. Voi v-ați depărtat. Intenția lui Dumnezeu era alta. Laurențiu? Ce vreau să spun este că reacția aceasta vine după o perioadă de timp în care Dumnezeu, într-un mod, să zic așa, plenar, și-a arătat puterile. Nu este o apariție instantanee, însoțită de cutremure, tunete și fulgere, ci vine după o perioadă în care plăgile s-au manifestat, trecerea prin Marea Roșie. Existau manifestări supranaturale ale lui Dumnezeu în mod regulat în tabără. El fusese cunoscut, fusese auzit, vorbise cu Moise. Ei știau că Moise este reprezentantul lor către Dumnezeu și al lui Dumnezeu către ei. Când avea ceva de spus, de la Dumnezeu venea la ei, și când avea ceva de cerut din partea lor către Dumnezeu, se ducea și vorbea cu Dumnezeu. Ce vreau să spun este că, în ciuda tuturor acestor manifestări ale lui Dumnezeu, de până atunci, manifestări care noi la ora actuală nu le-am văzut, în ciuda acestor manifestări, ei totuși, la lege, când a fost dată legea, pur și simplu au fost terorizați. Așa de terorizați încât reacția lor, așa cum a spus dumneavoastră, a creat două rezultate. Unul este fuga de Dumnezeu, celălalt este unirea cu Dumnezeu. Părerea mea este că lucrul ăsta ne este spus pentru ca să înțelegem foarte bine că numai manifestarea lui Dumnezeu nu este totul. Felul cum răspunde manifestarea lui Dumnezeu, fie un susur dulce sau un tunet, va duce la ori apropierea lui Dumnezeu, ori fuga de acolo și zădărnicirea planului pe care Dumnezeu l-a avut cu noi la momentul ăla, sau care l-are în continuare. Mulțumesc. Pentru a lărgi puțin imaginea, aș vrea să ne aducem aminte de studiul numărul 10, pe care l-am parcurs deja, la ziua de luni. Studiul nostru precizează un lucru, și anume, prin Moise, Dumnezeu a dat poporul instrucțiunile necesare să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu. În primul rând, izraeliții aveau să se sfințească. Mergem mai departe. El, adică Dumnezeu, dorea ca izraeliții să aibă parte de experiența pe care Moise și conducătorii au avut-o mai târziu, când au urcat pe munte și au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Exodul 24:9-11. Mai târziu, copiii lui Israel și-au dat seama că văzuseră slava lui Dumnezeu și că Dumnezeu le-a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Deuteronomul 5:24. Tot aici, ani după aceea, Moise a explicat: vă era frică de foc și nu v-ați suit pe munte. Wow! Și ultima parte, jos, reacția poporului nu a constituit planul lui Dumnezeu pentru ei, ci dimpotrivă, ea a fost urmarea lipsei lor de credincioșie. Deci faptul că poporul, în loc să îl asculte pe Dumnezeu, a fugit, în loc să se urce pe munte, s-a îndepărtat de munte, a fost planul sau a fost urmarea necredincioșiei lor, nu intenția lui Dumnezeu. Se pare că la început Dumnezeu le-a așezat anumite hotare, anumite limite, urmând ca ulterior
poporul să fie invitat într-o întâlnire specială cu Dumnezeu pe care ei au ratat-o din cauza groazei lor. Pentru un popor care, după cum spunea Laurențiu, văzuse manifestări supranaturale, văzuse mâna lui Dumnezeu la lucru, izbăviri miraculoase, izraeliții sunt obsedați de supraviețuirea lor. Nu este apă, ne-ați adus aici ca să murim. Nu e carne. Găsesc mâncarea lor favorită, era mai bine în Egipt, de ce ne-ați luat de acolo. Și aici, la munte, să nu căpetenile, mai vorbească Dumnezeu că murim. Exact. Căpeteniile vin la Moise și spun: și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui, dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Deci, necredincioșia aceasta are niște rădăcini adânci în poporul Israel. Aș îndrăzni să spun că întregul capitol 12 din Evrei formează un tot și ancorele lui sunt primele versete și ultimele. Noi în studiul acesta ne concentrăm mai mult pe ultimele versete, dar aș fi vrut să menționez primul și al doilea verset, în care Pavel îi îndeamnă pe credincioși să dea la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. E vorba de o predică completă și spre jumătatea capitolului ajungem la anumite cazuri care ar trebui să ne conducă la o experiență diferită de cea a izraeliților. Care este perspectiva dumneavoastră în privința acestui capitol și al efectului pe care Pavel, rezultatului la care se așteaptă Pavel prin acest capitol? Pavel nu pierde nicio ocazie să le explice evreilor că nu au dreptul să repete greșelile din trecut. Și mai mult, având în vedere ajutorul pe care Iisus Hristos îl poate da personal și prin cuvânt, el îi invită să nu rateze, să nu fie atât de lipsiți de curaj, cum au fost izraeliții la Sinai, să nu fie atât de lacom cum a fost Esau, sau atât de nesocotiți. Să nu fie atât de disprețuitori în a ne folosi disciplina pe care Dumnezeu o trimite asupra ta, versetul 5, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Ca un tată care își ceartă fiul și în mod repetat îi explică, îl mustră, îl pedepsește atunci când e nevoie, Dumnezeu face lucrul ăsta, iar Pavel le arată celor care probabil nu știau sau credeau ei că nu știu sau pretindeau că nu știu, le arată că acțiunea lui Dumnezeu are un scop, un scop bine definit, acesta este scopul și rezultatul disciplinei de lungă durată, rezultatul acestei educații este cum să zic eu, binevenit și va fi folositor pentru viitorul fiecăruia dintre noi. Mulțumesc. Dacă vorbim de context, cred că v-aș ruga să treceți puțin și în capitolul 11. Capitolul 11 începe cu Abel, se termină cu Gedeon, Barak, Samson, Iefta, David, Samuel și ceilalți proroci. Și în final
Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei înaintea noastră, acolo în ceruri, și face din ei apostolul Pavel un nor, înconjurați de un nor de martori. Acum, martor nu neapărat în sensul că se uită la noi, ei care au murit și care au, și-au încheiat viața, și un nor de martori în sensul că exemplul lor rămâne o mărturie pentru noi. Și evident la ei se adaugă și îngerii și ceilalți pe care îi regăsim aici. Frumos este faptul că, din punct de vedere al lui Pavel, asta face parte din biserica lui Dumnezeu, biserica Vechiului Testament. Biserica pe care el o unește cu biserica lui Dumnezeu din timpul său. Și spune, noi suntem una. Noi nu suntem două. Nu suntem Vechiul Testament și Noul Testament. Nu suntem Noul Legământ și așa mai departe. Nu. Suntem împreună. Și după ce face această prezentare, după aceea trece la tipologiile clasice care au funcționat în mintea acestor oameni. Muntele Sinaiului îi definesc pe acești oameni ai credinței. Muntele Sinaiului îi definește pe acești oameni ai credinței. Da? După aceea, Muntele Sionului îi definește pe cei care au format un popor pentru Dumnezeu în Vechiul Testament. Acolo a fost zidit Ierusalimul. Este vorba de muntele unde era Ierusalimul. Și punctul numărul 3. Ierusalimul ceresc. Casa noastră. Care ne așteaptă pe noi. Este un șnur roșu, o legătură foarte puternică pe care Sfântul Apostol o vede aici, fără întrerupere, fără vreo dificultate. Dumnezeu își construiește istoria Lui. Și despre istoria asta vorbim azi. Mulțumesc. Această continuitate, evident, are scopul de a da speranță celor care la un moment dat sau altul ar putea să se descurajeze pe drum. Asta odată. Pe de altă parte, îi face pe toți să înțeleagă cum că Dumnezeu n-a schimbat nici legământul, nici condițiile, nici mântuirea. Este același. Aceeași mântuire a lui Abraham este și mântuirea în Noul Testament. Aceeași. Nu reprezintă ceva diferit. Mulțumesc. Contrastul acesta sau alăturarea Muntele Sinai, Muntele Sion. Cum îl interpretați? Care este rostul acestei juxtapoziții? O să rog pe Laurențiu să înceapă el și până când o să mai încurc eu puțin lucrurile. Eu consider că Muntele Sinaiului era o etapă în drumul lor din Egipt în Canaan. În Canaanul Ceresc. Și pentru noi, zic eu, Muntele Sinaiului este o etapă cerută, o etapă esențială. Acolo unde fiecare dintre noi trebuie să fie clătinat în așa fel încât nimic din ceea ce nu trebuie să rămână să mai fie încă în noi. Poporul Israel ar fi trebuit să fie clătinat atât de tare și atât de mult încât tot ce era din Egipt să rămână acolo. Nu s-a întâmplat așa, probabil că același eșec îl avem și noi astăzi, însă Dumnezeu clatină atât de mult cât poate. Noi suntem invitați să ne curățăm, pentru că, după părerea mea, nimeni nu va ajunge în Canaan dacă nu e bine clătinat și curățat la Sinai. Experiența de la Sinai este urmată de 40 de ani de pustie. Curățare. A ceea ce nu s-a curățat. Locul Sionului este, locul Sionului, zic eu, este locul Canaanului. Nimeni nu ajunge în Canaan sau în Sion, în cetatea Sionului, dacă nu trece pe la Sinai.
Asta, într-un mod simplist, legat de curățare și de faptul că Pavel vorbește de mustrarea pe care Dumnezeu o pune în fața fiecăruia în mod repetat pentru a îndoi, pentru a curăța, pentru a da la o parte murdăria și pentru a ne ajuta ca atunci când am ajuns la Sion să nu fim respinși. Mulțumesc. La intrarea în Sion. Pavel virează foarte tare atunci când vorbește despre Sinai, în funcție de auditoriul pe care îl are. Spre exemplu, aici, Apostolul Pavel spune că la Sinai, sau Sinaiul este locul unde a venit Dumnezeu să se întâlnească cu poporul său. Este locul unde a coborât Dumnezeu și n-a coborât oricum, ci a coborât în toată splendoarea și în plinătatea puterii sale. Și face din Sinaiul de aici, adică face din Sinai un prototip sau o tipologie a revenirii sale a doua oară. Cum s-a clătinat pământul acolo, la Sinai, se va clătina încă o dată pământul, spune el, când? Când va veni Domnul Iisus Hristos. Și astfel, cele două sunt una lângă cealaltă și, repet, reprezintă dorința lui Dumnezeu să vină să se întâlnească cu poporul său. În alte situații, Sinaiul, spre exemplu, Galateni, capitolul 5, Sinaiul este văzut, capitolul 4, Galateni, capitolul 4, Sinaiul este văzut ca locul înrobirii sau robiei poporului evreu. Ierusalimul pământesc, de asemenea, este rolul robiei poporului evreu. Și el spune, Ierusalimul de sus, cel slobod, este mama noastră, versetul 26. Aici, în Galateni, vorbește unor oameni mândri care se mândreau cu faptul că a venit Dumnezeu la ei. Și pentru că se mândreau cu faptul că a venit Dumnezeu la ei, ei ajunseseră să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu. Atât de importanți le părea că sunt. Atunci, repet, Apostolul Pavel abordează lucrurile diferențiat. Nu mai mă întorc la Galateni, capitolul 4. L-am amintit doar pentru a ști că putem face referire la el. Aici, însă, în Evrei, Apostolul Pavel vrea să facă cu noi școala bisericii. Biserica este locul unde vine Dumnezeu pentru a-și umili poporul. Doamne ferește ca Laodiceea să-și extragă seva mândriei ei de aici. Pentru că despre Laodiceea se spune, pentru că zici că ești bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac. Să nu ne lăsăm păcăliți de privilegiile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Să ne smerească, nu să ne mândrească. Mulțumesc. Umilirea aceasta poate fi descrisă ca fiind o judecată? Avem de-a face cu Dumnezeu în calitatea de judecător aici? Când se vorbește despre faptul că Dumnezeu vine înaintea noastră ca foc mistuitor, sigur că da. Sigur că da. Tot în context, dacă vrei, și pentru a răspunde la întrebarea ta, scena aceasta a bisericii este introdusă de Esau, care n-a fost serios în abordarea sau în legătura sa cu Dumnezeu, și atunci când a cerut o binecuvântare și pentru el, nu mai ai și pentru mine o binecuvântare, textul spune că deși o cerea cu lacrimi, nu a putut să schimbe decizia lui Dumnezeu. O anumită solemnitate, o anumită precizie, o anumită hotărâre se cere din partea noastră. S-ar putea întâmpla ca termenul de clătinare să se lege puțin de clătinarea în credință sau de schimbarea direcției noastre. Adică Esau și-a schimbat direcția. N-a fost serios. Rezultatul a fost că ulterior
n-a mai putut să schimbe direcția. Chiar dacă a dorit. Mulțumesc. Natura lumească, faptul că era condus de pântec, l-a împiedicat să vadă lucrurile nobile și cumva i-a dictat destinul. Preocupat de lucrurile lumii, n-a putut să vadă lucrurile frumoase care i-ar fi fost puse înainte. Repet ceea ce am spus anterior. Tendința omului este să-i fie groază de Dumnezeu și să fugă de Dumnezeu. În loc să accepte temerea de Dumnezeu și să fugă la Dumnezeu. Ilie este cel care s-a temut, i-a fost frică, dar a fugit în brațele lui Dumnezeu. Poporul Israel la muntele Sinai s-a temut, i-a fost frică și a fugit departe de Dumnezeu. Sună puțin a Cain. Mulțumesc. În contextul muntelui Sinai, avem de-a face cu Dumnezeu ca mijlocitor. Apare Dumnezeu și ca mijlocitor în situația aceasta? E foarte interesant modul în care noi înțelegem Sinaiul. Noi înțelegem Sinaiul ca fiind locul acela unde, sau nu noi, în general creștinismul, este locul unde Dumnezeu a coborât, a dat legea, i-a pus pe fugă pe toți ceilalți, s-a manifestat într-un mod care nu este deloc compatibil cu natura umană și ca urmare Sinaiul devine un fel de sperietoare pentru majoritatea creștinilor. Nu toți ceilalți au fugit. Moise n-a fugit. Da, da. Ceea ce probabil că ne invită la a deveni mai puține ca poporul și mai mult ca Moise. În lupta noastră de a deveni un pic mai înspre Moise, ar trebui să vedem ce a făcut el diferit de popor. Pentru că și el și poporul s-au pregătit și au spălat hainele, s-au sfințit. Însă, la momentul la care Dumnezeu i-a spus lui Moise să urcă pe munte, Moise s-a urcat pe munte, iar poporul stătea jos și tremura și nici nu mai vrea să asculte. Cu tremurarea pe care Dumnezeu o face este progresivă. El începe cu puțin. Depinde de rezultatul nostru, de reacția noastră, de reacția noastră la acea cutremurare, dacă următoarea cutremurare va fi benefică sau vom da bir cu fugiții. Poporul Israel a avut ocazia să vadă în loviturile pe care egiptenii le primiseră și minunile la care fusese martori, a avut ocazia să vadă și să se cutremure de ceea ce Dumnezeu poate să facă și să se pregătească. La momentul la care... La unde vreau să te întreb. 12, capitolul 12 se termină cu versetul 29 care explică în felul următor. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Un concept destul de străin. Ne este comun? Nu ne este comun? Dumnezeul nostru, un foc mistuitor. Pentru Moise și pentru bătrânii care au urcat pe munte n-a fost mistuitor. Așa cum au mâncat și au trăit pe urmă, au văzut fața Domnului. Poporul însă, după o vreme, nu mai suportă să vadă nici fața lui Moise strălucind. Ce vreau eu să spun sau ce vreau eu să întreb este, există o evoluție în ce privește lucrarea lui Dumnezeu dacă nu răspundem așa cum trebuie cu tremurărilor sau cernelor pe care El ni le trimite, devine din ce în ce mai insuportabil să-L privim pe Dumnezeu, apoi ajungem să nu-L mai privim nici chiar pe Moise? Sigur că este. Moise n-a început cu rugul. Rugul a prins. Rugul a prins care este o manifestare mult mai naivă față de muntele Sinai, nu? Și Dumnezeu îl pune acolo
știi ce? Scoateți încălțămintea din picioare. O lecție foarte simplă. Faptul că nu se mistuia lemnul era o altă problemă. Distanța este destul de mare. Distanța a parcurs-o Moise. Dumnezeu ne ia de unde suntem și ne duce acolo unde vrea El să fim. Clătinarea asta pe care Dumnezeu o face în mod repetat pentru a-i pune pe drumul bun. Clătinarea asta este, zic eu, într-un mod mai puțin miraculos sau în mod mai puțin cu fală și mândrie și glorie. Este totuși un mod în care Dumnezeu operează și astăzi. Nu vedem minuni mari pe cer, nu vedem plăgi, nu vedem, dar Dumnezeu în mod repetat clatină sufletul omului, îl mișcă, încearcă să scuture zgura, să... cum răspundem la el? Părerea mea este că cum răspundem la fiecare dintre aceste clătinări va determina, va produce rezultatul de la urmă, când unii vor fugi și alții vor avea fața strălucind ca fața unui înger, fața lui Moise, pe care nu puteau să o privească. Și epurarea zgurei se face prin focul mistuitor. N-ar fi trebuit să fie un concept străin pentru izraeliți, pentru că Moise spusese Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, este un Dumnezeu gelos, referindu-se la închinarea la alți Dumnezei. Asaf, în Psalmul 50, spune Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. Deci, e interesant că luni introduce ideea de judecată. V-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Ideea de judecată pornește nu atât de mult de la Ierusalim, cât ideea de judecată pornește de la Sinai. Marea majoritate a lumii creștine astăzi simte, dacă nu cumva chiar demonstrează, că la Sinai este un moment de judecată al poporului și de asta poporul a plecat, pentru că s-a simțit judecat de Dumnezeu. De asta a fugit. Rămâne să ne întrebăm în capitolul 12 de ce suntem atât de înfricoșați de ideea de judecată? De ce nu ne place judecata? Ce se întâmplă cu noi? Care e problema? Cred că asta era întrebarea care ai pus-o acum câteva minute. Se introduce ideea de judecată, eu am adăugat de ce nu ne place judecata? Suntem cumva conștienți că există, sau au fost ei cumva conștienți că există într-adevăr un mijlocitor în judecata asta? Dumnezeu a mai să facă judecata, dar el nu era, cum să zic eu, absolut fără milă și fără niciun fel de... Uitați, aici aș vrea să facem o paranteză și aș vrea să-l rog eu pe Laurențiu să ne explice puțin un anumit element pe care el mi-a mărturisit că l-a învățat în anii de facultate, în momentul în care a discutat sau a fost învățat despre sistemul juridic ebraic. Internațional, între care și ebraic. Una dintre cele mai ciudate reguli pe care eu am auzit-o. Laurențiu. Cea privitoare la faptul că atunci când în Sinedriu sau între judecători se producea acuzarea, iar votul era unanim, respectiva judecată era casată sau era anulată și se începea o nouă judecată. Având în vedere... Deci, încă o dată. Dacă în fața unui criminal, toți judecătorii, pentru că am înțeles că era un sobor de judecători acolo... În general, judecățile erau făcute nu de un singur judecător. Din câte am citit și eu, era o masă asemănătoare cu masa asta noastră, în care la un capăt era un scrib și la celălalt capăt era un alt scrib. Un scrib însemna... Ce spun judecătorii? Însemna cei judecătorii care erau pentru acuzarea respectivului, la capătul celălalt cei care erau împotriva acuzării. În așa fel încât fiecare judecător își pleda cazul și scribul respectiv scria motivația și votul pe care îl arunca. Bun. Deci dacă toți judecătorii, care puteau să fie mai mulți, erau în unanimitate de acord că respectivul merită să fie
condamnat, ăsta era motivul cel mai puternic pentru ca judecata respectivă să fie considerată ca fiind invalidă. Nu da, să... Dar de ce? Iartă-mă, și aici apare problema mea, că mă întreb de ce, că îmi întoarce toată logica peste cap, pentru că eu zic așa, domnule, probabil că crima respectivă este atât de evidentă încât toată lumea zice, domnule, nu se poate decât să-l condamnăm. Și deși toți sunt de părere că este prea evident, trebuie să fie condamnat, datorită faptului că toți sunt de acord, acest lucru aruncă în aer. Sunt câteva decizia. Prezumții care operează. Întâi este prezumția că nu toate persoanele gândesc la fel. Okay. Și asta este nu numai o prezumție, ci este un fapt. Indiferent câte persoane sunt martori la un eveniment, totdeauna vei avea depoziții sau declarații care uneori chiar se contrazic, dacă nu cumva sunt total diferite sau sunt paralele și nu se întâlnesc niciodată. În al doilea rând, există o anumită prezumție care este aplicabilă chiar și în ziua de astăzi în sistemele juridice. Unanimitatea nu este semnal, nu este semnul adevărului. Nu putem să spunem că dacă 30 de oameni spun același lucru, ăla este adevărul. Există oameni care spun ce au auzit pe ceilalți, repetă ca un papagal. Există oameni care au fost poate rău intenționați, care au primit mită, care sunt șantajabili, n-au fost poate șantajați, dar sunt șantajabili, și alții care au fost poate chiar șantajați. Lucrul ăsta se întâmplă și la nivelul judecătorilor, că aici vorbim de judecători. Noi vedem lucrurile astea întâmplându-se din nefericire într-o țară pe care noi o cunoaștem foarte bine. Și în alte locuri. Și noi, de asemenea, credem că nu există justiție absolută pe pământ. Având în vedere că oamenii pot fi șantajați sau șantajabili, având în vedere că există greșeli, având în vedere că există posibilitatea ca o persoană să fie influențabilă, de aceea au fost inventate căi de atac a deciziei respective. În situația în care toată lumea spune același lucru și există o unanimitate, înseamnă că automat unul dintre judecători, cel care era pus să judece din partea milei sau pe linia milei, câtă milă poți să acorzi acestui om, câte circunstanțe atenuante, câtă înțelegere, câtă compasiune poți să ai, înseamnă că judecătorul la care avea datoria asta, unul dintre ei avea datoria asta, înseamnă că judecătorul ăla nu și-a făcut datoria, având în vedere că inclusiv el a votat pentru pedeapsă. Deci, trebuie să ținem cont că sistemul ebraic nu avea sistemul avocățesc de astăzi. Nu. Deci nu erau avocați. Ca urmare, cel puțin unul dintre judecătorii de atunci trebuia să treacă de partea inculpatului, să fie în ghilimele prieten cu el și să-i apere cauza. Dacă nu exista un judecător care să-i apere cauza, atunci juriu sau instanța. Nu juriu. Instanța aceea de judecători era condamnată la disfuncționalitate sau lovită cu nulitate. Bun. Treaba asta este foarte interesantă pentru că ne conduce la tipul judecătorului milos, care este unic în justiție. Noi până acum vorbim de judecători care sunt imparțiali, că justiția este legată la ochi și așa mai departe. Tot felul de imagini de felul ăsta. Dar aici avem de a face cu un judecător milos, care era prietenul, care îl ajuta pe respectivul, care pleda pentru el, îi ținea cazul și așa mai departe, cum ai zis anterior. Justiția pe care Dumnezeu a încercat să o facă în Israel a fost după modelul pe care el îl face omului la judecată. Și acolo există un mijlocitor. În judecata pe care Dumnezeu o face, există un mijlocitor. Unul dintre cei trei judecători este mijlocitorul și fratele nostru. El a încercat să imprime aceeași mișcare, aceeași tendință și în sistemul care era impus sau era legalizat, era instalat pentru poporul lui,
că voi sunteți poporul meu, aceasta este o teocrație, eu sunt cel care vă spun ce să faceți și ascultați de mine. Deci, ca și concluzie, încercăm să schimbăm imaginea judecătorului european, occidental, modern de astăzi, să înlocuim cu judecătorul biblic, ebraic, care era responsabil cu mila. Părerea mea e că atunci când vom avea, când vom urma la literă instrucțiune date de Dumnezeu, vom avea și rezultate potrivit spiritului în care Dumnezeu intenționează să. Mulțumesc. Deci, vă dați seama care e efectul acestei schimbări de mentalitate. Voi v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Și când zici judecătorul, te gândești la cel care îți pledează cazul în fața celorlalți. Lucru care schimbă caracterul judecății. Pentru da, că ați început să discutați, sau întrebarea a fost de ce omul ezită sau se teme de judecată. Și în mod normal omul ar trebui să se teamă de judecată, pentru că judecata descoperă caracterul omului sau faptele omului, care sunt și ele o expresie a caracterului. Însă judecata lui Dumnezeu este și ea diferită de judecata omului, după cum judecătorii sunt diferiți. Mă gândeam la textul din Isaia, în care Isaia 1, versetul 18, Dumnezeu spune: veniți totuși să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Dumnezeu are o preocupare în a îndreptăți pe om, a-l curăța pe om. Judecata nu este punitivă în prima instanță, judecata este are rol de curățare. O altă judecată cu un alt rezultat. Și este adevărat că tendința omului este să reducă pe Dumnezeu la ceea ce înțelege el. Iar lupta lui Dumnezeu este ca totdeauna să-l facă pe om să înțeleagă cum este el. Aici ajungem la marea tragedie, care este asasinarea caracterului lui Dumnezeu, fie printr-un mesaj direct, care este contrar adevărului, ori printr-o înțelegere greșită, generată poate de un mesaj sau generată de lipsa de unui mesaj. Noi, dacă am ști cum este Dumnezeu, am venit la El să ne judecăm și vom vedea că judecata asta nu implică o pedeapsă, ci o albire. Există un text care îmi scapă acum din Proverbe, care spune: în locul judecății domnește răutatea. O judecată fără milă se transformă într-un loc al răutății. Și probabil că din cauza asta, având o altă viziune, noi ne temem de scaunul de judecată, ne temem de tot ceea ce se întâmplă aici. Anul trecut am trecut pe roșu, undeva în Los Angeles. A urmat un an de zile în care am tot amânat să mă prezint. Amenda era $500. Și am încercat să-mi justific poziția, n-aveam cum, pentru că eram filmat. Și era clar că nu oprisem la stop. O luasem în partea dreaptă, fără să opresc. Și mi-au arătat ce am făcut și după aceea le-am spus: totuși, e adevărat, sunt vinovat, dar vreau să fiu judecat. Atunci am înțeles pentru prima dată conceptul ăsta. Sunt vinovat, dar vreau să fiu judecat. Pentru că judecătorul era singura persoană care mă putea ierta. Sau cel puțin reduce din pedeapsă. Legea nu putea să facă treaba asta. Și atunci am cerut să fiu judecat. Și surprinzător, am fost absolvit de pedeapsă. N-am plătit niciun dolar. Datorită faptului că judecătorul a hotărât să claseze cazul. M-a înțeles. A fost un judecător care a gestionat și milă. Și milă. Nu numai ai călcat, acum asta este.
nu mai ai ce să faci. E frumos lucrul acesta. Voi v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor, cel ce are milă. Pavel văzuse mila asta. El fusese un ucigaș de creștini. Și Dumnezeu atunci când l-a lovit când l-a dat jos de pe cal, nu l-a lovit să rămână acolo și să fie îngropat. I-a dat o perioadă în care a înțeles cu cine vorbește și pe urmă l-a reformat. I-a arătat mila. În situația asta, Pavel vine și ne spune și nouă, Dumnezeul nostru, Dumnezeul vostru, nu este un Dumnezeu care de-abia așteaptă să lovească. Ok, mergem cam încet, probabil că ne vei grăbi tu, Ionel, de acum înainte. În ultima parte, versetul 22 din Daniel, capitolul 7, se amintește despre faptul că a venit un îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Este o altă judecată. Nu pot să nu fac legătura aici cu judecarea orfanului. Deci, trebuie să faci dreptate orfanului, celui nedreptățit, celui care i s-au făcut tot felul de rele. Ăștia sunt sfinții celui preanalt. Sunt aceia care sunt martiri, sunt aceia care au fost deposedați de toate drepturile lor, au fost victimizați într-o societate de felul acesta și în sfârșit Dumnezeu, căruia e milă de acești oameni, vine din nou să rezolve problema. E vorba de sfinții despre care vorbește Ioan în Apocalips 16. Până când, Stăpâne Doamne? 6. Scuze, Apocalips 6. Da. Până când, Stăpâne Doamne, vei tu care ești sfânt și adevărat, alte caracteristici ale judecătorului, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Ceea ce arată că nu este justiție în altă parte decât la Dumnezeu până la urmă. Corect. Mi-a plăcut de asemenea ceea ce spunea într-o discuție anterioară Laurențiu, mi-a spus, zice, Dumnezeu a stabilit o justiție sau tipul acela de justiție care să împiedice pe om să îl judece cu nedreptate pe Fiul Său atunci când va veni. Pe Domnul Iisus Hristos. Și de asta, în Sfânta Scriptură, sunt toate acele resurse necesare pentru ca să recunoști un om nevinovat și să nu te faci vinovat de sângele lui. Gamaliel este, mă iertați că mă întreb, Gamaliel este unul dintre exemple, zice, nu se poate, zice, să... Da. Și... Pentru că persoana respectivă n-a fost parte în ultima judecată, restul și-au dat concursul ca să... Tipul ăsta de justiție face totul, tot ce este posibil, cu orice preț, ca nu cumva vreun nevinovat să fie condamnat vreodată. Chiar cu riscul de a scăpa un hoț, chiar cu riscul de a scăpa un criminal. Mai bine să scape un criminal decât să osândești un nevinovat. Nu că e mai bine, dar între situațiile astea, probabil că orice, dar nu osândi un vinovat. Orice ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos a fost exact. Ei aveau reguli speciale privitoare la faptul când un ucigaș nu este găsit atunci când un corp este găsit undeva în câmp. Și judecata aia nu se referea la persoane, ci se referea mai mult la cetăți sau la localitățile. Și bătrânii veneau să... Exact. Deci Dumnezeu niciodată n-a zis, puneți mâna și luați unul, tăiați-l, omorâți-l, numai ca să fie sângele răzbunat, că altfel voi lovi țara pentru sângele nerăzbunat. Țapii spășitor. Exact. Dumnezeu nu a spus niciodată lucrul ăsta. A avut totdeauna grijă. El arată aceeași grijă aici cu noi. În cazul ăsta, El ne spune... Eu nu sunt numai judecătorul vostru, eu sunt și mijlocitorul vostru. Deci un astfel de Dumnezeu vine la noi. Mulțumesc. Da. Este vorba despre același Dumnezeu care clatină. Lucrarea de clătinare îi aparține tot lui? Da, întrebarea este excelentă. Se pare că da. Un Dumnezeu plin de milă clatină cerurile și pământul. Cu ce scop?
tot justiție, tot dreptate. Zic eu. Voi răsturna scaune domnia ale împărăților, voi nimici puterea împărăților neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Cai și călăreții vor fi trântiți și unul va pieri ucis de sabie alte. Probabil că oamenii au nevoie să cunoască măreția Domnului. Psalmul 96 vorbește despre lucrul acesta. Noi prea credem că Dumnezeu poate să fie redus la nivelul nostru. Prea credem că Dumnezeu nu intervine. Prea credem că noi facem dreptate și că dreptatea noastră rămâne. Prea mult credem. Și aici suntem confruntați cu o altă dreptate, cu o altă justiție, care intră în conflict cu justiția noastră și o declară nulă. Mai mult decât atât, o declară ca fiind injustiție. Nejustiție, da, lipsa de dreptate. Ori pentru ca la locul de conflict a două justiții să înțelegi care este adevărul, trebuie să știi și să cunoști măreția Domnului, slava lui Dumnezeu, și anume să cunoști pe El și cine este în mod special. Nu pot să nu mă gândesc acum, în momentul ăsta, la o realitate care nu apare în studiul nostru, și anume cernerea. Simone, Simone, Satana a cerut să vă cernă. Uh-huh. Același lucru se înțelege în momentul în care se spune voi mai clătina încă o dată pământul. Și pe cei care. Da? Uh-huh. Zice aici, luați seama cum vom scăpa de cel ce vorbește acum în ceruri, versetul 25, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Și aș vrea doar să spun că, în prima ipostază, clătinarea aceasta și cernerea sunt două lucruri diferite. Cernerea este prezentată ca fiind lucrarea lui Satan. Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul. Aici însă Dumnezeu nu clatină pentru ca să cadă vreun om credincios, să cadă vreun sfânt. Dumnezeu clatină ca să cadă tot pământul și să rămână în picioare cei sfinți. Versetul 27. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Exact. Nu vorbim de lucruri, ci vorbim de persoane. Aici. Vorbim de cei care nu se clatină. Uh-huh. Celelalte vor fi clătinate ca să treacă. Acestea vor rămâne. Deci, încă o dată, scopul apropierii de Dumnezeu sau venirii lui Dumnezeu la poporul său, scopul intervenției lui Dumnezeu, scopul clătinării lui Dumnezeu este ca să rămână în picioare ceea ce nu se clatină sau sfinții lui. Cu alte cuvinte, înainte de momentul acesta, Dumnezeu și-a întărit poporul, și-a întărit biserica. Aș vrea să vă invit să mă ajutați puțin să schimbăm viziunea despre biserică. Noi avem o viziune în care vedem scaune goale, în care vedem bătrâni, în care vedem câte o bătrână. Fratele Falovechi avea felul ăsta de a vorbi și spunea se roagă o bătrână undeva în colțul unei biserici, nimeni nu o bagă în seamă. Așa vedem noi biserică. O vedem uneori plină de greșeli, o vedem cu oameni mândri, o vedem cu oameni care nu fac dreptate și așa mai departe. Tot felul de lucruri de felul acesta le așezăm în dreptul bisericii. Spuneți-mi, vă rog, cum integrați viziunea de aici din Evrei capitolul 12 în identitatea bisericii prezent. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, cetatea Dumnezeului celui viu, biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, sângele stropirii
Împreună cu Evrei capitolul 11, acel capitol al credinței cu toată lista martirilor, cum integrați această viziune glorioasă în viziunea asta de care noi aproape că ne scuturăm, că nu ne place? Noi nu putem să o integrăm pentru că nu avem posibilitatea să judecăm așa cum judecă Dumnezeu și nu avem nici mila Lui. Și totuși, uite, zice, vă apropiați de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Mă, fraților, noi la fiecare botez, noi vorbim de numele unor oameni care sunt scriși în ceruri. Stăm pe scaune lângă oameni a căror nume sunt scriși în ceruri. Stăm pe scaune lângă oameni a căror nume sunt scriși în continuare acestei liste. De aici, din Evrei, capitolul 11. Stăm lângă ei, trăim lângă ei. Cu toate astea, noi nu vedem nimic din eroismul ăsta despre care vorbești tu, ci vedem niște oameni care sunt supuși slăbiciunii ca și noi, mă rog. Deci, biserica este slabă. Biserica n-a ajuns la perfecțiunea cerută de Hristos. Mireasa lui Hristos nu este gata de nuntă. Pregătită pentru nuntă. Mulțumesc. Însă Hristos nu și-a părăsit biserica. Hristos continuă să lucreze cu biserica. Și ceea ce văd eu în capitolul 12 din Epistola către Evrei este această expresie a lui Pavel în exprimarea credinței lui Pavel în biserică. Voi, creștinii, nu aveți parte sau nu participați în aceeași experiență precum înaintașii voștri. V-ați apropiat de muntele Sinai și vă dați înapoi de teamă. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu. Mm-hmm. Și chiar dacă această mișcare înspre cele cerești, acest progres nu este pe măsura așteptărilor și a dorințelor noastre, Hristos continuă să conducă biserica și în aceasta ne punem încrederea. Auziți, judecătorul tuturor de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți. Încă o problemă pe care o discutam altă dată, ajungem neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Unde ne duci, Doamne? Cât lucrezi în noi? Și Dumnezeu spune, eu vă voi desăvârși. Nici prin minte nu ne trece. Noi nu avem putere să vedem viitorul așa cum Dumnezeu îl vede? Și noi doar sperăm că lucrarea Lui va fi desăvârșită în noi. Însă Dumnezeu vede și socotește pe cei care sunt urmașii Lui, cei care sunt biserica Lui, El deja îi vede ca o biserică strălucitoare sub armele, o armată teribilă, sub faldurile, sub steagurile lor. Cum înțelegeți sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel? Cum înțelegem, cum aplicăm sângele stropirii la azi? Că zice aici, a stropit cartea și poporul, zice mai devreme în Evrei, dar aici spune sângele stropirii, noi trăim astăzi sub slujba lui Iisus Hristos în sanctuarul ceresc. Și aici spune sângele stropirii care vorbește, este mai elocvent decât sângele lui Abel care striga din pământ la Dumnezeu. Cum vedeți treaba asta? Lucrarea lui Iisus Hristos care a fost împlinită, terminată, este nu numai pentru expiere, pentru ștergere. Pentru ispășire. Pentru ispășire. Este și pentru, să zic așa, evoluarea pe drumul, pentru a merge înainte pe drumul, pentru sfințire. Mulțumesc. Ai adus în discuție ceva foarte interesant. Sunt persoane care spun că lucrarea lui Iisus Hristos a terminat la cruce. Ceea ce vreau să termin este că, în contrast cu sângele lui Abel, care nu poate fi, dacă ar putea să fie folosit pentru ispășire, ceea ce nu poate, nu poate fi deloc să fie folosit pentru sfințire. Contrastul între cele două ispășiri, cele două... Deci,
Mulțumesc. Îndreptățiri. Cele două îndreptățiri. Cele două, da? Îndreptățiri. Mulțumesc pentru lucrul acesta. Vreau doar să merg puțin mai departe și să spun Iisus Hristos și-a terminat lucrarea sa la cruce. Unii spun că lucrarea a fost completă. În realitate, Domnul Iisus Hristos intră în sanctuarul ceresc cu sângele său, mijlocește sângele său, stropește sângele său peste aceia care... Noi am putea să spunem mulțumim lui Dumnezeu că lucrarea lui n-a fost terminată la cruce. Și mulțumim lui Dumnezeu că El se ocupă de păcatele noastre și de problemele care au apărut. Haideți să înțelegem, Laurențiu. În teologie se spune că la cruce Dumnezeu iartă tot. Și odată cu crucea lui Iisus Hristos i-a iertat pe toți. Dumnezeu nu iartă, Dumnezeu nu iartă tot. Iartă ceea ce este mărturisit și părăsit. Ideea care apare aici este că sângele trebuie să fie aplicat. Uh-huh. Cum facem aplicarea? Trebuie să fie uns. Cine face trebuie aplicarea? Trebuie să fie stropit peste ceva. Și Iisus Hristos face ungerea, aplicarea, punerea sângelui peste cineva. Un mare preot care cu sângele lui face ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai că un mare preot care cu sângele lui face ispășire pentru păcatele noastre, un mare preot care de asemenea, revenim, are milă. Nu pierde din vedere partea de milă chiar în timpul clătinării. Deci asta este imaginea atelierului lui Dumnezeu numit biserică. Asta se întâmplă acum în biserica asta pe care noi o vedem slabă, cu probleme și așa mai departe. Iisus Hristos face aceste lucrări, desăvârșește niște sfinți, îi stropește cu sângele său, face minunea aceasta a mântuirii în dreptul lor. Generează niște oameni de neclintit într-o lume care se mișcă și se năruie pe zi ce trece și din ce în ce mai mult. Mulțumesc, asta este ideea. Așa se formează împărăția de nezdruncinat, miercuri. Așa se formează împărăția de nezdruncinat. Căutam un pasaj de care era undeva în minte, dar puțin neclar. Și cred că l-am găsit. Ellen White spune că în iubirea lui Hristos pentru poporul său este puternică. El se bucură să mărească harul său pentru ei. Biserica sa este lucrul cel mai prețios în ochii lui. Dacă ei umblă în umilință înaintea sa, Hristos va face biserica prin darurile Duhului Sfânt strălucitoare precum soarele și puternică precum o armată sub steagurile ei. Biserica pare slabă, însă cu Hristos la conducere, ea este cea mai formidabilă, exact, o armată invincibilă. Suntem întârziați, timpul este negrăbește. Aș vrea doar să subliniez un lucru. Versetul 25. Cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri. Se apropie foarte mult de imaginea pe care am studiat-o din nou, acum câteva studii în urmă, când spuneam, răstignesc a doua oară pe Iisus Hristos. Ce ne facem noi dacă? Deci această solemnitate a celui ce vorbește către poporul său. N-aș vrea să încheiem, pentru că ultima parte vorbește despre mulțumirea noastră, dar n-aș vrea să ajungem aici până nu ne dăm seama de implicarea unui Dumnezeu care vorbește din cer și comparația cu cel ce a vorbit pe pământ. A vorbit atunci pe pământ și au tremurat de frică, acum vorbește din ceruri și nu ne mai e frică la nimeni pentru că nu-l mai auzim. Ce se întâmplă cu noi? Cum e? Versetul 25 ne spune că să n-avem iluzia asta. Dacă n-au scăpat cei care vorbeau aici, noi niciun caz, cu atât mai mult, nu vom scăpa noi cei care. Dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri. Pentru că cel care a vorbit atunci vorbește este și același. Acum. Sigur. Și credibilitatea este aceeași.
sau poate ar trebui să fie mai mare acum, pentru că avem experiența istoriei. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Și el poate să facă lucrul acesta, nu există niciun dubiu. Iertați-mă pentru întrebarea stupidă pe care o voi pune. E Dumnezeu așa de rău? Ce înseamnă sau ce vreți păi să spuneți? Așa de rău încât auziți? Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, atât nu vom scăpa. Nu vi se pare că e rău? Este vina lui Dumnezeu că n-au scăpat? Întreb și eu. Întrebarea mea e retorică. Poftim, Laurențiu. Se adaugă aici, Laurențiu, pregătește tu un răspuns mai elaborat. Se adaugă aici cei ce n-au vrut. Așa. Cei ce n-au vrut să asculte. Eu nu mai am ce să mai răspund. Poporul a fost clătinat, i s-a dat posibilitatea să învețe, a fost reclătinat, ăla a fost un proces, n-a fost ceva de genul te-am prins cu mâna la spate, te-am ars, te-am lovit și acum gata. Poporul a avut o perioadă de timp în care a trebuit să învețe, a avut pe Dumnezeu în mijlocul lor, l-a avut pe Moise acolo și au greșit. Noi nu suntem departe de succesul lor. Însă, noi vom fi sub o mai mare pedeapsă sau sub o mai mare condamnare, având în vedere că noi avem și noi cunoaștem și exemplul lor, noi cunoaștem experiența lor și noi chiar n-ar trebui să mai greșim cum au greșit ei, pentru că istoria ar trebui să fie un învățător nou. Putem fi practici ce înseamnă ne vorbește din ceruri. Azi. Ce înseamnă ne vorbește din ceruri? Da. Auzi? Ne vorbește din ceruri. Și încă o dată mă întorc la ceea ce am spus anterior, că mie mi se pare că nu auzim că vorbește. Dar Pavel spune, vorbește din ceruri. Păi, el vorbește, zic eu, nu știu cât de corect sunt, el vorbește, știi, prin revelație, revelația clasică, cuvântul său, manifestarea lui în natură, în cugetul omului, asta ca un răspuns așa general. Mărturisesc că sunt, că știu cazuri în care Dumnezeu a vorbit unei persoane în mod special, privitor la... Fii atent, Laurențiu. Suntem în biserică aici. Da. El vorbește în biserică aici. Prin pastor, prin cel care frânge cuvântul, nu? El vorbește în biserică. El conduce biserica și el vorbește în așa fel încât vorbește din ceruri, dar se aude pe pământ. Cumva ar trebui să fie în mintea noastră, cel puțin ceea ce a fost în mintea lui Luther când a zis mintea mea este captivă a cuvântului lui Dumnezeu și când l-au pus ăia aproape să ia viață, ăia a zis eu nu pot altfel. Este o perspectivă a legăturii între cuvântul lui Dumnezeu și conștiința noastră unică aici în Evrei 12. Unică. Îți vorbește Dumnezeu din ceruri. Unde, Doamne, că nu-L ascult? Unde că nu-L aud? Nu-L aud. Și totuși Apostolul Pavel spune, El vorbește. Și vorbește, dacă este să o luăm așa în context, vorbește atunci când stropește sânge, vorbește atunci când mijlocește, vorbește atunci când este judecător, El comunică în continuu. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, în continuu comunică cu poporul lui. Problema este în ce măsură biserica și poporul chiar ascultă. Vrem concret? Venim la biserică și când venim la biserică, îmi permit întrebarea, câți dintre noi pleacă de acasă cu gândul, cu copiii de mână, haide că ne vorbește Dumnezeu astăzi, nu putem să stăm acasă. Vorbește Dumnezeu acolo. Indiferent cine vorbește. Pierdem noțiunea aceasta, pierdem experiența aceasta și Apostolul Pavel zice, aveți grijă. Tot Pavel ne vorbește în câteva rânduri și spune, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii. Nu știu
câți oameni chiar nu aud, adică nu au capacitatea, nu prind semnalul, și câți aud, dar nu vor să înțeleagă, nu vor să asculte. În final aș vrea să spun, va trebui să ne însușim acea imagine în care să vedem că biserica aceasta merge sub porunca lui Dumnezeu și la glas, și răspunde la glasul lui Dumnezeu. Astfel încât să înțelegem că o biserică cernută de neghină este o biserică în care grâul stă de vorbă cu Dumnezeu și se bucură atunci când Dumnezeu vine la el. La poporul ăsta. Că am vorbit despre Dumnezeu care a venit la Sinai, la poporul său. Și poporul său a fugit. Aici, după ce poporul este curățit, ar trebui să se bucure că Dumnezeu a venit la el și că îi poruncește. În niciun caz n-ar trebui să se întoarcă, zice aici, să ne întoarcem de la cel ce ne vorbește în ceruri. În niciun caz nu trebuie să fie treaba asta. Și atunci, dacă avem imaginea asta, ar trebui să ne pregătim, fiecare dintre noi, să ne vorbească Dumnezeu. Și dacă nu ne vorbește, ar trebui să ne întrebăm de ce nu ne vorbește. Probabil că ar trebui să trecem prin groaza aceea și agonia aceea a lui Saul, prin care a trecut Saul, când nu i-a vorbit nimeni. Pentru ca noaptea strâmtorării lui Iacov să ne conducă la descoperirea lui Dumnezeu. Și astfel să învățăm glasul. Studiul nostru nu se încheie ușor. Studiul nostru se încheie fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clatina, să ne arătăm mulțumitor, să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică. Și cu frică. O dualitate extrem de provocatoare. Cum o rezolvăm această dualitate? În timp ce am vorbit de un judecător care introduce în judecată un factor de milă și este adevărat și avem nevoie de lucrul acesta, judecătorul nostru introduce și factorul de măreție. Introduce și factorul de omnipotență a lui Dumnezeu, în fața căruia teama și frica este începutul înțelepciunii. Evlavia și frica trebuie să meargă mână în mână. Ele sunt făcute să se contrabalanseze, că altfel Dumnezeu ar apărea ca un fel de cerșetor de la care zice, hai vino la mine, hai că îți dau ce vrei tu. Și atunci Dumnezeu într-adevăr dă ce vrei sau ce îți trebuie ție, dar în același timp îmi aduce aminte că El este făcătorul meu și făcătorul Universului și nu ajungem la un nivel de familiaritate sau de la niște reacții de genul, păi acum trebuie să mă iei în cer că n-ai altă șansă. Evlavia și frica, mila și judecata. Însă sunt convins că o biserică neclintită va fi, cum să zic eu, va fi temelia sau va fi elementul de bază într-o împărăție de neclintită. Și atâta vreme cât fiecare persoană în parte primește darul împărăției care nu se poate clătina și și-l însușește, zic eu că așezându-ne în rândurile celor care formează biserica neclintită, vom ajunge într-o împărăție neclintită. Foarte interesant. Biserica începe cu Betleemul, dar se termină cu venirea în glorie a lui Iisus Hristos. Începe cu Betleemul și se termină cu Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Este un foc mistuitor pentru oricine, dar nu pentru poporul său. Cu toate acestea, el își păstrează natura. Își păstrează puterea. Între Betleem și focul mistuitor există biserica lui Iisus Hristos care le unește pe cele două. Biserica ce cunoaște și una și alta. Frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită teribil ca niște oși sub steagurile lor. Vă mulțumesc. Cu siguranță am putea discuta mult mai mult pe subiectul acesta, dar
timpul inamicul nostru dintotdeauna nu ne permite, însă avem încredințarea că ascultătorii noștri vor continua studiul și vor descoperi frumoase comori în Cuvântul lui Dumnezeu. Le dorim binecuvântări și conducerea lui Dumnezeu în studiu și până data viitoare toate cele bune. La revedere!